Jegătorul de instrucție de la jegătorie Rășcani a emis o chere prin care l-a obligat să... Deci a primit 30 de zile de arest preventiv și aceasta a fost ajustat de către procurorul Ion Brânzăniuc. Suntem indignați de modalitatea în care judecătorul de instrucție a emis această hiriere, deoarece codul de procedură penală presupune clar că această măsură se aplică numai în cazul în care persoana este bănuită că va pleca peste hotare, că nu va veni la judecată și așa mai departe. Deci este complet incorect. Iulie Drăniceru, cu câteva zile înainte ca judecătorul de instrucție să emită această închiriere, singur s-a dus la procuror și a încercat să afle la ce stadie este dosarul lui. Și, stimați rețini, cum poate judecătorul de instrucție să nu ia în considerație așa chestiuni? Suntem indignați de așa justiție. Aceasta demonstrează doar una, că justiția noastră a Republicii Moldova este una aservită. Noi nu vrem așa justiție. Suntem împotriva justiției aservite. Нет политическим репрессиям! Нет политическим репрессиям! Нет политическим репрессиям! Нет политическим репрессиям! Ну, justiție aservită! Nu, justiție aservită! Nu, justiție aservită! Nu, justiție aservită! Я хочу дать слово Зинаиде. Она живет на Григория Беру 28/2, там, где как раз Юру били. Двое полицейских держали, а несколько представителей фирмы Макс Мод и Мобиль били его по почкам и по спине. Bună ziua la toți! Noi suntem de pe Grigore Bieru, un grup de oameni cu care am auzit că astăzi se strânge, deci să-l susținem pe domnul Brânzăniceru, care el tot cândva am avut nevoie și noi de el, care ne-a susținut cu mansarda în care ne-am bătut joc de noi o lună de zile și vedeți că tot la fel l-au bătut, îl țineau, îl băteau. Într-un fel vreau să vă spun că trebuie să-l susținem. El când am avut nevoie de dânsul, am avut nevoie de ajutor, deci pe noi el ne-a ajutat. Și noi tot vrem ca să-l ajutăm, să-l susținem în toate cele care se vor face pentru domnul Brânzăniceru. Oameni buni, nu este un prestupnic. Deci e un om care își știe legea, care știe a se... să iasă din toate problemele care se fac sau care s-au făcut. Noi de aceea suntem aici strâns la Procuratura Generală ca să susținem pe Iura.